Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi detalii, scandalul Palatul Împăratului, cum mi se spune, adică vila de protocol de pe aviatorilor, fost sediu de partid, care este transformată cu cheltuieli uriașe în locuință unifamilială, de 1200 de metri pătrați. În locuință, vreau că de când a apărut scandalul ăsta, e prima oară când am auzit de unifamilial. Păi pentru o familie. Adică locuință, da. Eu înțeleg conceptul, dar... Și fără copii. Da. Da. Aparent pentru a fi oferită președintelui Iohannis la terminarea mandatului, care a precizat că nu a depus cerere. Nu a existat cerere depusă. Mm-hmm. Pentru că nu s-a terminat mandatul? În fine. Publicația G4 Media a descoperit că lucrările la această vilă, adică documentația privind contractul, costurile și amenajările, toate actele care însoțesc transformarea căsoiului, sunt acum secret de stat. Adică au fost secretizate de Ornis în noiembrie anul trecut. Sunt secret de stat. Cine e Ornisul ăsta? Băi, Ornis este oficiul Registrul Secrete Național Informații Clasificate. Okay. Este o instituție foarte interesantă. Asta este o instituție care se ocupă de apărarea secretelor de stat din această țară. Mm. Cum ar fi secretul de stat, ce se face la vila de 1200 de metri pătrați. Cu mai mulți ani în urmă, de exemplu, când o redacție de televiziune în care lucram mai închiria elicoptere pentru cazuri de breaking news, când mai cădea un pod, mai era o explozie, mai nu știu ce se întâmpla, ceva de genul ăsta, se putea închiria elicopter. Și închiriai, nu mai știu cât costa o oră, puneai cameramanul în elicopter, se ducea și filma de sus. Și Ornis a spus, nu, trebuie să ne trimiteți planul de zbor înainte. Bine, am zis, ok, cu cât timp înainte? Cu 3 zile, au zis. Păi... E breaking news, adică dacă e breaking news, se întâmplă acum, nu putem cu 3 zile înainte, altfel nu se poate. Cine, dar de ce? Da. Dar de ce trebuie? Astea fiind încă, toate discuțiile astea fiind neoficiale, că nu puteai să vorbești de fapt cu nimeni de acolo. Dar de ce aveți nevoie de planul ăsta de zbor totuși? Ca să vedem, ca să verificăm că nu care cumva zburați peste niște obiective secrete. Păi nu vă supărați, dacă vedeți planul de zbor și ne ziceți că pe aici nu se poate zbura, nu e clar că ne dăm seama că acolo este obiectivul secret, adică... N-am ajuns la nicio concluzie cu ei și asta a fost, dar asta este Ornis, se ocupă cu secretizarea unor lucruri. Și acum au secretizat, practic, și contractul încheiat de regie a protocolului de stat cu firma Bogart, care se ocupă de lucrări. Da. Interesant însă că și secretul e un secret românesc. Adică, Bogart a gajat un credit cu acest contract. Adică ei s-au dus la bancă și au zis, noi, uite, avem o sumă de încasat de la oameni serioși, statul român, regia protocolului, și gajăm cu acest contract. Și așa s-a și aflat valoarea contractului, 45 de milioane de lei, adică 9 milioane de euro. G4 Media a întrebat dacă firma a trimis contractul băncii, cum e firesc când pui garanție pentru un credit, că dacă gajezi cu ceva, trebuie banca să verifice, serios, eu nu, să vedem contractul, nu merge pe vorbe. Dar firma n-a mai răspuns. Deci ei au întrebat, au dat niște detalii și după aceea, da, ați gajat, cu, adică ați trimis băncii acest contract și cineva s-a prins, probabil că în acest caz se încalcă regimul secretului de stat. Că doar contractul fiind secret de stat, nu poți să-l trimiți la bancă, să-l verifice funcționarii bancari dacă cumva... Și aici cred că este o problemă, Ornisul cred că verifică dacă s-a încălcat secretul de stat privind contractul de pe vila aviatorilor 86. Deci mor de râs cum se străduie să îngroape chestia asta care miroase urât, nu prea le iese. Și mai interesant este că în august 2022, deci în urmă cu un an și jumătate, guvernul României a dat o hotărâre referitoare la acest imobil HG numărul 0999 din 10 august 2022, care și ea a fost secretizată. Înțelegeți? Deci și hotărâre, e o hotărâre de guvern, bă băiatule, guvernul României a dat o hotărâre de guvern referitoare la casa asta. E secretizată, nu știm ce e în ea. În august 2022 premier era Nicolae Ciucă, protejatul domnului Klaus Iohannis. Ce scrie în această hotărâre de guvern? De ce își consumă timpul și energia, sau de ce își consuma guvernul Ciucă pentru a da hotărâri secrete privind o vilă de protocol? Nu putem ști. Oricum, observăm că sunt din ce în ce mai multe secrete în jurul domnului Iohannis. Și costurile cu deplasările sale cu avioane de lux, care fac escală la Sibiu,
înainte de a zbura până la Bruxelles, sunt secrete, sunt secretizate. Așa cum sunt secrete și costurile deplasărilor în turneele prin destinații exotice de prin alte, de pe alte continente, și acolo e secret mare. Vizitele alea nu au avut niciun fel de rezultat politic, care, economic, practic. A rămas filmul ăla cu africanii sau ce era, care se arunca un apă. Filmul ăla merită toți banii. Adică statul e singura investiție a statului român. Deci nu știm cât a costat, e secret de stat. Imaginile alea sunt bombă. Da, la deci care, imaginile din Zanzibar, cu tabloul, cu tabloul cu Iohannis care se aruncă în apă. Acum am atata, uiii! Flioșc! Și a intrat domnul Iohannis la apă. Băi, ce bun a fost ăla. Și acum, iată, avem și secrete în privința costurilor amenajerilor unei vile despre care mai multe surse susțin că i-ar fi destinată domnului președinte Iohannis, dar noi nu știm asta. Noi doar... E secret. E secret, da. Nu, noi doar ne mirăm de situație, că nu putem afirma, nu? Adică... Auzi, dar nu putem secretiza și noi lucruri față de stat? De exemplu, veniturile. Dacă secrete, nu mai plătim impozii, că secrete. Noi nu, unii dintre... Lucruri de genul ăsta. Da, unii dintre noi, da. Sunt niște foști ziariști care acum au diferite funcții, care au reușit să secretizeze câte ceva. Câte ceva. Prin niște conturi offshore am zvonuri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.